După mai multe sesizări primite din partea cetățenilor, primarul Gheorghe Munteanu a făcut câteva precizări cu privire la stația de tratare a apei din Libling. Locuitorii comunei s-au plâns că apa de la robinete este murdară, însă, explică edilul, acest lucru este normal pentru că țevile recent racordate la rețea se curăță. Acel ozon, ce rol are și soluțiile, compozițiile chimice, anumite soluții? Să curățe coloanele de apă care sunt nu de PVC, cele de metal, inclusiv curăță vanele de la instalație. Adică la fiecare col de stradă e o vană mare cu rubinet, unde este un capac, altele nu au capac, altele au. Și acum acel ozon aia face, eliberează toate impuritățile, toate mizerile de pe coloană și le elimină afară. Angajații Agotimului, cei doi, că știți dumneavoastră cine sunt, dacă urmăriți pe stradă sau la capul străzului, să o dați drumul la hidrant ca să se elimine apa cu murdărie. Edilul cere răbdare și asigură că în cel mai scurt timp va curge și apă limpede de la robinete.